2 Corinteni 5 cu versetul 1. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă într trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să fim plăcuți. Fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Cu deosebit respect și prețuire vă rog să ocupați locurile și dați-mi voie să mulțumesc, să mulțumesc Domnului pentru toți cei prezenți și apoi să mulțumesc Domnului că am ajuns și noi cu bine. Putem programa întotdeauna un avion, dar nu putem programa întârzierea și nici alte lucruri. Nu știu cât v-ați rugat voi astăzi, eu m-am rugat vreo jumătate de oră numai în alte limbi astăzi. și acolo în mașină să ajung la aeroport, la 20 de km de aeroport am început să se audă sârmă la un cauciuc pe spate și mi-am dat seama că dacă se întâmplă o pană, nu mai ajung la Roma. Și am zis, Doamne, fă o minune. De deci, cred că de câteva sute de ore am zis, Doamne, fă o minune. Și Dumnezeu a făcut o minune și suntem aici astăzi. Și știu că e frumos la biserică atunci când, când nu e frumos pe drum. Știți? Că mă sună soția câteodată, ce cum ți-o mers? Așa că ți-o mers bine. Zic, da, de unde știi? Mi-o mers bine o acasă. Știți? Iubiții mei, în seara aceasta uh, vreau ca Dumnezeu să vorbească. Și vreau ca, dacă diavolul nu a reușit nimica, vreau ca Dumnezeu să aibă biruința finală. Eu știu că în seara asta sunt aici oameni care trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu. Și poate că unii din ei au venit și au zis, Doamne, mai duc o dată, poate dacă mai ascult, o ultimă dată. Vreau să spun ceva, nu o să fie ultima dată, pentru că o să scurs de astăzi înainte de Domnul și o să ombli cu Domnul. Doamne, lucrează. Vedeți, dumneavoastră, noi putem să programăm aproape, aproape, toate momentele de bucurie ale vieții. Știi când îți intră salarul? Știi când te căsătorești? Adică faci nunta și programezi nunta aceea, programezi o logodnă, programezi absolvirea unei, unei școli, programezi când să faci școala de șoferi, când să se rezolv cu permisul și pentru că putem programa momentele de bucurie, reușim să ne îmbrăcăm corespunzător de pentru ele. Dacă întrebați o fetiță de 10 ani care e rochia pe care o visează cel mai mult, o să vă spună rochia de nuntă. O fată de mică visează rochia de nuntă și pentru că își va putea programa nunta, nu își va cumpăra rochia cu trei ore înainte, ci cu câteva luni înainte. Și acum o să vă spun ceva șocant. Aproape niciun moment de întristare și de durere și de faliment în viață și de necaz nu îl putem programa. Și pentru că nu putem programa momentele de durere, nu ne putem îmbrăca adecvat pentru ele. Eu dacă aș ști că o să fac un preinfart peste două săptămâni, nu m-aș schimba în pijamale seara, ci aș rămâne așa ca să mă ia cei de la ambulanță să mă găsească îmbrăcat frumos. Sau cel puțin casual și nu de noapte. Dacă ai ști că faci accident peste două săptămâni, poate că n-ai merge în salopeta de la servici, nu? Iubiții mei, cel mai greu moment pentru fiecare dintre noi, că ne programăm sau că nu ne programăm, sau că ne place sau nu ne place, este moartea. Și vine o zi când Dumnezeu îți va spune trebuie să părăsești această planetă, acest pământ. Și Pavel vine și ne spune ceva extraordinar. 2 Corinteni 5 cu 2 Gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm. Auziți, vă rog să sublinească cuvântul îmbrăcăm peste el cu, cu locașul nostru ceresc. Și acum Pavel spune, da, dar există o condiție, versetul 3. Dacă atunci când vom fi îmbrăcați cu locașul ceresc, nu vom fi găsiți dezbrăcați de locașul ceresc. Și acum stai și te ui, Pavel, nu mai înțeleg nimic ca ce vrei să spui aici. Mi-ai spus că la moarte mă îmbracă Dumnezeu cu un trup de slavă, cu un trup ceresc. Și acum am spui că de fapt ar trebui să fiu îmbrăcat pe când mor cu ăla. Nu mai înțeleg ce spui, Pavel. Însă Pavel ne să ne spun următorul lucru. Nu poți să fii îmbrăcat oricum spiritual ci să ai impresia că Dumnezeu va pune trupul de slavă sau hainele de slavă peste tine. Dacă vrei să miroși a trebuie să, să începi de aici. Dacă vrei să umbli cu Dumnezeu o veșnicie, trebuie să umbli de aici cu El. Dacă vrei în momentul când vei gusta moartea să-l vezi față în față, ar trebui să-i dai voie să-l vezi deja în viața ta, în familia ta, în umblarea ta. Iubiți mei, în seara aceasta vreau să vorbesc despre îmbrăcăminte. Poate că nu sunt îmbrăcat cel, nu sunt cel mai corespunzător ca să pot vorbi despre îmbrăcăminte. Însă, nu o să vorbesc despre H&M, nici despre Zara în seara asta, nici despre Trendy All, nici despre Shane. În seara asta o să vorbesc cu ajutorul domnului despre patru haine pe care nu le găsim pe net. Despre patru haine pe care nu le putem cumpăra cu bani. 4,9 miliarde de dolari se cheltuiesc pe haine în fiecare zi. Nu vă întreb câte haine aveți acasă. Dar cred că dacă n-am mai cumpărat haine, ne-ar ajunge 100 de ani de acum înainte la fiecare. Stăm bine, la, 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 la lucrurile materiale stăm foarte bine. Îți vreau să vă spun că această cămașă nu o să mă ajute în ziua morții. Nici pe tine nu o să te ajute hainele care le ai fizic. Pentru că spunea Amos la un moment dat în 4 cu 12 Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israel. Iubiții mei, prima haină despre care vreau să vorbesc în această seară este haina mântuirii. Te rog să pui Isaia, capitolul 61 cu 10. Isaia 61 cu 10 văd aici un profet bucuros, văd aici o persoană bucuroasă. Dar de ce ești bucuros, Isaia? Ai câștigat la loto cumva? S-a îmbolnăvit patronul, s-a îmbolnăvit șeful și vă da liber astăzi. Dacă întrebi un copil de ce ești bucuros, e bolnavă profa de română, zice. Sau profa de italiană, s-a îmbolnăvit. Ești bucuros, zice. A rămas acasă astăzi. Vedeți, noi vedem bucuria și poate mâine o să vorbim despre asta mai mult. În funcție de cum ne maturizăm, vedem bucuria știți? L-am întrebat pe copilul meu ce ți place cel mai mult la școală. La școală. Au zis că te la fără 10 până la fix. Înțelegeți? Lui aia îi place. Când copiii cresc mai mari și sunt adolescenți și întreb ce îți place la școală, alte lucruri. Când se căsătorește o fată sau un băiat frumos, întrebe pe un bătrân de ce ești bucuros. Nu mă doresc spatele asta, zice. Vedeți cum vedem bucuria diferită în funcție de cum trece viața. Isaia a zis așa, port o bucurie în suflet, am o bucurie. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu că și m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Ce înseamnă mântuire? Mântuire înseamnă să scăpa dintr-o situație anume, salvat, scos, izbăvit de ceva. Dar de ce vrei să fim izbăviți, Doamne? Îmi scria cineva pe internet, domnul pastor, vă ascult, dar nu cumva să vă gândiți că o să trec la religia voastră. Deci vreau să vă spun acum, eu vă ascult, dar nu, nu schimb religia în care m-am născut. Și am zis, domnul, vreau să-ți dau o veste foarte bună, nimeni nu ne naște în religie și nici în credință. Toți ne naștem păcătoși. Mai de ună zi m mințit băiatul meu de patru ani. Dar n-am putut să-i fac nimica, că el, el minte slab, cu, pe lângă cum mințeam eu când era mic. Deci ar trebui să dau lecții la cum, ce, Înțelegeți? Dar dacă se nășea ortodox, penticostal, catolic sau baptist, n-ar fi mințit. Numai că s-a născut în păcat. Nu s-a născut într-o credință. Înțelegeți? S-a născut într-o religie, poate, dar nu în credința biblică. Nimeni dintre voi n-ați făcut meditații cu copiii voștri să-i învățați cum să vă trântească ușa, nu? Sau cum să vă fraierească. O vine Luca într-o zi și îi mesteca ceva în gură. Noi le dăm dulciuri un pic cu porția, că dacă scapă, înțelegeți? Și zic, ce ai în gură? Limba, zice. Limba. M-am necăjit, m-am supărat pe el. Băi, omule, șase ani jumate și să mă învârți așa? Eu am 38, ai șase ani jumate și mă lași fără replică. Înțelegeți? Vedeți? Copilul de mic ar face, ar, ar neasculta, ar învârti, ar, ar rezolva cumva ceva. De ce? Că să naștem păcat. Iubiții mei, pe măsură ce creștem, Dumnezeu vine în, viața noastră printr-un short de pe YouTube, printr-un verset afișat pe un ecran, printr-o cântare care te întreabă când vrei să vii. Că de 18 ani ai încercat droguri, ai încercat de tăche, ca să nu mai zic aici. Când vrei să vii? Și de-a lungul vieții Dumnezeu se întinde haina asta și vine cu umerașul și nouă nouță. Și spune, uite, are exact mărimea ta. o am pentru tine pregătită. E haina mântuirii. Și tu spui, mă mai gândesc. O să mai văd ce fac. Iubiții mei, Biblia spune în Roman 6 cu 23, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. M-a întrebat cineva, bă, pastore, tăi te lauzi cu Dumnezeu la vostru. Păi dacă e bun, de ce trebuie oameni în iad? O întrebare foarte faină. Dacă e bun, și am zis, vezi că tu te uiți numai la o față lui Dumnezeu. Pe cealaltă parte, Dumnezeu e și drept. Trept. Veneam spre aeroport cu 160 la oră și îmi scrie un frate de-a nostru, era cu radarul. Zice, bine că te-am cunoscut, zice, astăzi. Înainte să-mi facă praf ca cum, o ciucum, o să zic, bine că te-am cunoscut, zice, las-o mai încet. Zic, mă grăbesc la predică. Hai să vă spun ceva. Dacă el dacă fratele ăsta nostru mă oprea și mă ierta, acum el mă ierta și a fost bun. Da? <laughs> a iertat. Dar dacă încă o mie de oameni din România aud predica asta și mărc 160 la oră, nu la aeroport, ci în alte părți, și unul dintre ei lovește un copil, omul a fost bun, dar nu mai e drept. Înțelegeți? Un polițist, ca să fie și bun și drept, trebuie să te oprească, să scrie amenda și să o plătească el. Nu o să găsesc astfel de polițiști. La 17 ani am găsit pe unul care se numește Iisus Hristos. O scris amenda păcatelor mele. Și-o plătit-o el pentru mine. Asta înseamnă mântuire. Iubiții mei, aproape că plângeam în avion astăzi. O sută de mii de oameni au trecut pe la Sfânta Paraschiva, deja în genunț, și mai urmează 50 de mii care stau la coadă 5 km și plângeam acolo pentru ei. Că oamenii au crezut că ca să fiu mântuit trebuie să mă duc și să-mi ia tăzi banii de pe mine și să mă închin la niște oase moarte. Vreau să vă spun că în seara asta nu trebuie să închin, te închin la un mort, ci să te închin la Iisus care e viu. Și nu trebuie să-L plătești nimica. Dacă puteam să cumpăr mântuirea cu bani, nu vinea Iisus Hristos să moară pentru mine. Ar fi zis, dați fiecare 50.000 de euro și vă mântuiesc. Dar nu ne putem cumpăra cu bani haina asta. Haina asta o poți cumpăra doar prin pocăință. Cel mai urât cuvânt care se aude între români, urât de români și de italieni, poate, e pocăință. Am tot respectul pentru toți prietenii care au venit cu noi în seara aceasta, dați-mi voie să vă apreciez foarte mult. Însă o să vedeți luni Mulți din binevoitorii voștri, prieteni, vecini, o să vă zică unde e fost împădăsat așa, că ai făcut la pocăiță, ai? Ce ți-o da pocăiță, mă? Și cu ce te-o prins, mă, aia, mă? Fanate ce sectare aia, mă. Cu ce te-o prins? Iubiții mă hai să vă spun ceva. Pocăința, pocăința, nu e o sectă, pocăința e o poruncă. Fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se... Am mers cu Biblia Ortodoxă, am deschis-o la noi la biserică și le-am spus, uitați-vă, cuvântul pocăință există în Biblia Ortodoxă. Pentru că pocăința nu e o sectă, pocăința e o stare, e o poruncă. Bun, ce înseamnă pocăință? Pocăința înseamnă să-ți vezi păcatele? Doi, să-ți recunoști păcatele? Trei, să plângi pentru păcatele alea, să-ți pară rău de ele? Și patru, să te lași de ele dacă mă duc la Sfânta Paraschiva, dacă mă duc la, la, noi aici, la noi în județul unde doar este Arsenie Boca. Acum 20 de ani veneau o, o, femeie, o călugăriță, cu de lei la în Bank și punea. Acum mai are Raiffeisen, Raiffeisen la ei. Nu știu dacă m-ați auzit ce spun. Iubiții mei, Dumnezeu nu se uită la câte biserici ai fost sau la câte morbiți ai fost. Dumnezeu în seara asta se uită dacă îți pare rău de păcatele tale dacă vrei să te lași de păcatele alea. Că eu pot să dau toți banii mei la săraci. Dacă continui să înjur, să minți, să fumezi, să beau, să curvesc, nu mă ajută cu nimic asta. În seara asta mă rog Dumnezeu să mai mântuiască oameni. În urmă cu câteva luni la noi la Deva și închei prima haină, a venit un om. Nu l-am văzut niciodată până atunci. Acolo un hol m așteptat, am dat mâna cu el și am zis, cu ce pot să vă ajut? De ce veniți pe la noi? Cu ce ocazie pe aici? Era seara de rugăciune, nu era seara de evangelizare, n aveam niciun invitat. Și au zis, domnul pastor, pot să intru în birou 10? Zic, intrați. O plecat toată biserica, era final de program, o pus amândouă cu pe birou și au început să se zgudie de plâns. Acum când vezi un bărbat că plânge, te gândești că asta nu plânge de la orice. Am zis, mă, poate are cancer, poate l-o părăsă nevastă. Poate a avut un accident sau un faliment și a pierdut tot. Cam patru cauze pentru care cred că cineva să rupe de plâns. Când o terminat, am întrebat, de ce plângi în halul ăsta? Și o să spun, la 12 ani, bunica mea m-a dus la o biserică de -a voastră, la pocăiților. Și acum mai țin minte ceva, ceva cântări, zice. Mai țin minte ceva predici. Numai că de la 12 ani am început cu lumea, cu anturajul, cu păcatele, de 25 de ani caut fericirea și nu o găsesc. Și zic, bun, de unde știi că aici în birou ăsta o să ai fericire? Cum ai ajuns aici? Păi zice, acum câteva nopți în vis, eu nu-s de aici din județ, alt județ, dar în vis am visat biserica voastră, scria sus muntele Sionului Deva. Și-am auzit o voce. Du-te acolo, mărturisește-te, adică spovedește-te, plânge păcatele, o să-ți dau fericirea pe care o caut. Am rămas și eu mirat, o rămas și el surprins și a, și a, zis și când am intrat în curtea bisericii și am parcat, o zis diavolul, că zice că îi cunoaște vocea la diavolul, că de 25 de ani fac numai ce el îmi spune. O zis, nu intra acolo să râde pocăriște de tine. L-am întrebat, o râs v o zis, nu o râs nimeni. Fiecare predică, fiecare poezie, fiecare cântare a fost pentru mine. I-am ascultat toată viața. Nu pot să vă zic pentru că mărturisea e confidențială. Oricum nu zicem numele și atunci nu veți ști despre cine e vorba. Dar mi-au spus așa, în afară de crimă le-am făcut pe toate. Toate. Și n-am găsit fericirea. M-am ridicat de pe scaun plângând, m-am dus lângă el, l-am îmbrățișat, s-a ridicat și el, ne-am îmbrățișat amândoi și i-am spus, bine ai venit acasă. M-am întâlnit cu el după două luni jumate și au zis, frate Cristi, nu pot să uiți seara aceea. Am ieșit afară din birou și am simțit o haină pe mine, haina mântuirii. Am simțit că Dumnezeu m-a iertat, și de două luni jumate sunt fericit. În seara asta, mă rog, Dumnezeu să mai împartă hainele mântuirii. Doi, o altă haină pe care trebuie să o avem pe când murim, și trebuie să ne pregătim din timp pentru ea sau cu ea, o găsim în Eclesiastul 9 cu 8. Eclesiastul 9 cu 8. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul. Să nu-ți lipsească de pe cap. Și acum o să mă întrebați unul dintre dumneavoastră de Domnului, dar nu înțeleg, dar nu-i suficient să fii mântuit. Și ca să dovedesc că nu-i suficient să fii mântuit, dați-mi voi să folosesc un exemplu. Să presupunem că Domnul Președinte, înainte să iasă din mandatul acesta de câțiva ani, merge undeva în Hunedoara sau undeva, sau într-un oraș din România și vede un copil care îi cu aurolacul la gură, cu punga de orolac la gură, care caută pentru și se uită la el și se face milă de el. Și presupunem că domnul Iohannis merge și îl scoate de acolo. Scoaterea asta se numește în termeni biblici mântuire, adică îl salvează din viața aia urâtă în care, pe care o are. Dar ascultați-mă, dacă domnul Iohannis îl ia de la tomberon și îl duce la palat pe băiatul ăsta, el nu devine fiul de președinte. Palatul devine tomberon. Nu știu dacă am fost înțeles bine. Domnul Iohannis nu e suficient să-l ia de mână pe băiatul ăsta și să meargă la Antena 3 sau la ProTV și să zică am înfiat un băiat. Domnul Iohannis trebuie să mai facă ceva cu băiatul ăsta. Câțiva ani de zile, domnul Iohannis trebuie să îl învețe pe băiatul ăsta cum să te speli, cum să te îmbraci curat, cum să schimbe anturajul, cum să vorbești frumos, cum să mănânci frumos și așa mai departe că dacă el apare cu punca de aurolac și murdar la ProTV în România și spune domnul Iohannis, l-am înfiat. Știți ce spun românii? Minți. Nu mint, că nu mai e la tomberon. Minți, că dacă era înfiat, nu umbla așa. Iertați-mă că vă spun. Nu mai spuneți că sunteți pocăiți dacă n-ați fost transformat. Că faceți firma de râs. Și atâta fac firma de râs. Nu spune că ești creștin dacă nu te-ai întâlnit cu Hristos. Nu spune asta, că minți. Domnul Iohannis le-a pe băiatul ăsta și îl trece prin procesul acesta. Exact asta face Dumnezeu cu noi. De exemplu, presupunem că eu fumez până în seara asta. Ies din biserică în urma predicii și strâng buțigările în mână, le arunc în toberon și înaintea Domnului iau o decizie clară că până la moarte nu mai fumez. La fel fac cu băutura din pivniță, și gata. Și cu pornografia și șterg tot. Presupunem că aș face astea. asta. Asta e una. Și e bine. Și vin la biserică mântuit. Numai hai să vă spun că mai sunt câteva lucruri de la care ne trebuie câțiva ani de muncă. Invidia. Este invidia în Italia. În România să te păzească Domnul să zie mașină mai faină ca lui vecinul. Să te păzească Dumnezeu. Nemulțumire. Aveți nemulțumire? și s-a întâmplat copilul vostru o să deschide frigiderul. E plin. Mami, n-ai făcut nimic de mâncare azi, zice. Dar e plin. Nu, dar el nu mănâncă de el, zice, orbă, Dacă e străcată, zice. Știam o carte astăzi, copiii de pocăiți în Bucovina, în anii 40 și 5, 50, când a fost criza mare, au urcat în pot să ia porumb de la porci, care să dădea la porci la vită. Și au mers și l-au pus pe șporă pe cuptor. Și au zis, dacă s-ar face floricele din el, ar fi fain. Numai că nu s-au făcut. Nu mai aveam nimic de mâncare acasă. Și o mâncat porumb prăjit. Și noi avem de toate și, -și suntem nemulțumiți. Iubiții mei, într-o singură noapte, Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt. Într-o singură noapte. Numai că i o trebuit Lui Dumnezeu 40 de ani să scoată Egiptul din evrei. De aceea nu-i suficient că sunt mântuit. Eu trebuie să îmbrac o haină albă care se numește haina Sfințeniei. Dacă stau la 2 km de un far, o să văd că sunt bine. Dacă mă apropii, văd că nici vorba aia nu-i bună, nici privirea aia nu-i bună, nici gândirea aia nu-i bună, nici fapta aia nu-i ok. Și pe măsură ce mă apropii de farul care se numește Iisus Hristos, eu devin ca și Iisus Hristos. Doamne, lucrează în seara aceasta. Iubiții mei, dați-mi voie să citesc 1 Corinten 6 cu 9. Că o să zică cineva aici, Domnul Pastor, n-am dat în cap la nimeni, n-am spărcat să nimănui. Nu doar pentru două păcate se merge în iad. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați nici curvarii, trăirea în cucubinaș, nici închinătorii la idol. O să zic, cineva nu poți să ajung la biserică în seara asta, că joacă stăia, o orice lucru pe care îl iubești mai mult decât pe Iisus Hristos, dacă tu renunți la biserică pentru steaua, înseamnă că fotbalul e idolul tău. Nici prea curvare, nici malahi, nici sodomiții mai departe. Nici hoțe, nici celacom, nici bețive, nici defăimători, nici răpăreții. Nu, nu sunt îmbrăcați. De aceea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acum spune Pavel ceva extraordinar următorul verset. Și așa sunteți. Nu, o zis Pavel, și eu, și Boariu, și tu, și tu, așa am fost. Dar într-o zi ne-am întâlnit cu Iisus Hristos, ne-a spălat păcatele, ne-a dat o viață nouă. Și acum ce facem? Mergem spre cer. Plata păcatului la calvară plătită, puterea păcatului, suntem eliberați de vicii, suntem eliberați de lucrurile care ne robiau. Mai este ceva, prezența păcatului, nu scăpăm de ea până murim. Și atunci se mai întâmplă să mai greșești cu o vorbă, să te mai mâni, să scască tensiunea să faci diabet. Și o zis Pavel, ați fost spălați, dar nu e suficient, ați fost sfințiți. Că dacă l-o domnul Iohannis pe băiatul ăla, după două zile, dacă la mere înapoi unde, unde a fost, el a fost spălat, numai că nu a fost sfințit. De aceea Dumnezeu vrea nu doar să ieșim din lumea păcătoasă, ci să schimbe natura și gândirea noastră și viața noastră. Doamne, lucrează în seara aceasta. Acum, încă o dată, am toată aprecierea pentru cei care sunt aici cu noi, prieteni, și prieteni din familie de penticostale, și prieteni botezați, că avem și câțiva prieteni botezați aici. Am toată aprecierea că sunteți cu noi. Însă vreau să vă spun două motive pentru care unii în seara asta nu se vor pocăi. Două motive. Unii oameni nu se pocăiesc pentru că le place păcatul în care sunt. La Arad am niște prieteni care au mers și au luat drogații și au luat niște oameni care trăiau din containere și i-au dus la un centru. Și i-au băgat la bifșel La ora asta te sco, la ora asta mănânci, la ora asta facem studiu, la ora asta merem și muncim. Muncim. Și ce credeți? O parte dintre ei au mers înapoi la containere. O să spun noi, nu ne comandă nimeni, omule bun. Asta nu-i viață. Eu mă scol când vreau, eu zice, sub poduri, nu mă trezește nimeni acolo în oraș, mai bine furt decât să muncesc. Vedeți, unii oameni nu se pocăiesc și nu vor să fie înfiați niciodată și nu pot să-i schimb niciodată. Am încercat cu miros de cer să schimbăm pe mulți, n-am reușit. Pe puțini pot schimba. De fapt, noi nu schimbăm pe nimeni, numai Iisus poate schimba. Nici Iisus nu poate schimba dacă omul nu vrea să fie schimbat. Pentru aia, în cer, Dumnezeu nu duce pe nimeni cu forța. Dragostea cu forța, știți cum se numește. Nu pot să spun la învăț cum se numește. Dar nu poți să duci pe nimeni cu forța, nici în căsătorie, nici în cer. Iubiții mei, unii nu se pocăiesc pentru că le place păcatul în care sunt. Dar să nu uitați, eu pot să mă duc în Aldi, pot să mă duc în orice magazin și să pun ce vreau în coș. Atenție, toate drumurile apoi duc la, la casă. Într-o biserică o să știe cineva acasă. Zic, frate, mărturisirea o facem la urmă, nu acum în timpul programului. Nu, la casă, nu acasă. La casă. El s-a mărturisit, că unii mai metea direct acasă. Știți? După ce punea în coș. Nu. Tot ce faci în viața asta, spune Eclesiastul, e ca un magazin. Bucură de din tineri, tinerețea ta. Fă ce vrei. Pune în coș ce vrei. Îți place păcatul? Nu te poți pocăi de el. Ok. E în regulă. Dar să nu uiți că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Iubiți mei, în seara aceasta avem două variante. Îi spun lui Dumnezeu, stai din gură, stai acolo și lasă-mă să-mi trăiesc viața, lasă-mă să mă bucur de păcate și să Dumnezeu te las. Dar atunci plătești tu pentru ele. Sau a doua variantă, Doamne, îmi pare rău de păcate, mă las de ele, plătește Tu pentru ele. Și Dumnezeu strigă, am plătit prin fiul meu. Și dacă te mișcă prețul pe care l-am plătit, trăiește diferit. Că dacă eu aud că cineva plătește 10.000 de euro amende pentru mine, că am făcut o prostie, vă spun eu că nu mai fac în viața asta. Da, să aud că muri pentru mine. Și să mai fac? Nu. În al doilea rând, oameni nu se pocăiesc. De ce? Pentru că sunt bajocoriți. Sunt bajocoriți. Ce o să zică prietenii? Ce o să zică finul? Nașa? Soacra? Socru? Eu de la 17 ani am o vorbă. Ce o să zică Dumnezeu mai important decât ce spun oamenii? Spune Petru să citește aceste versete neapărat. Întâi Petru 4 cu 3. Ajunge! După ce ai fost înfiat, ai fost spălat, ai schimbat anturajul, ți-ai schimbat hainele, ți-ai schimbat limbajul, Ți-ai schimbat containerele pe care le frecventai din perspectiva păcatului? O zis, Petru, ajunge! Nu spunea cineva, domnul pastor, la noi, la birou la Deva. Cum să mă pocăiesc, Cum să mă pocăiesc? Mie îmi place dansul de nu mai pot. Zic, dacă cu soția? Nu, cu, cum cu soția, zice? Nu cu soția, doamne, ferește, zice, cu soția. Iubiții mei, uitați-vă. O zis, Petru, ați luat haina mântuirii, ați luat haina albă. Ajunge! Că în trecut a făcut voia neamului și a trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri dolești neîngăduite. Următorul verset ce spune. De aceea se miră oamenii că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Și ăsta e al doilea motiv pentru care mulți nu se pocăiesc. Și vă bazucoresc. Dar continuă Petru și spune așa. Dar au să dea sucoteală înaintea celui ce este gata să de ce vii și morți. Mi-aduc aminte când mă chemau colegii să fumez cu ei în anul 2003, 2004, în toalete. Nu erau telefoane atunci, aveau reviste. Știți ce reviste? Și au mergem și nu ne vede nimeni. Aveam o teamă, știam că cineva ne vede. Știam că este un ochi care vede până rigips și până becea. Și dacă profesorul nu știe și mama nu știe, știam că cineva știe. Și numele lui este Isus Hristos. Nu ți de cont de bajocuri astăzi. O zis Domnul Iisus Hristos, fed ce va fi de voi dacă oamenii vă vor bajocuri. Doi, haina albă. Trei, o al treia haină pe care vreau să amintesc este haina de însubțire. Apocalipsa 19 cu Și s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale penticostalilor. Ne-ar fi plăcut nouă să fie brandul nostru acolo, mă că nu e acolo. Nici ortodox, nu scrie nici catolic, nici adventist, nici carismatic. Spune ale sfinților. Acum ați înțeles de ce am pus haina de insubțire pe locul 3 și nu pe locul 1. s aude acolo în spate, în stânga mea, băieții? De ce? Pentru că zici Dumnezeu, toate faptele voastre neprihănite au valoare pentru mine când trăiți în Sfințenie. Ca altfel, Păi sunt oameni milionari în România care dau milioane la săraci. Dar vor merge în iad. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se uită la faptele tale bune și nu poți să-L înduplești cu ele ca să fii mântuit. Noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți. Noi facem fapte bune ca am fost mântuiți. Băiatul ăla de care vă dădeam exemplu de la Tomberon, indiferent ce ar face în viața asta, nu îl poate îndupleca pe Domnul Iohannis să-L înfieze. Dar dacă, dacă a fost înfiat, nu mai face orice. Iubiții mei, în ziua când ne-am pocăit, în ziua când am primit haina mântuirii și în ziua când am primit haina albă, Dumnezeu ne mai lasă câțiva ani aici. Care credeți că e scopul pentru care ne mai lasă Dumnezeu? Să facem bani, nu? Am o întrebare, dacă o să fii ceva mai bogat om din cimitir și mereu în ea, te ajută cu ceva? Nu. Dumnezeu te mai lasă aici că Dumnezeu nu are ceva ce tu ai. Gură de carne. Și Dumnezeu nu trimite pe un înger să predice Evanghelia, ci te trimite pe tine și pe mine. Cristi Boariu nu ajunge la locurile voastre de muncă și nu ajunge la unii din colegii voștri. Și Dumnezeu vă trimis din România de câțiva ani aici în Italia. Și la fabrica la care lucrați, voi sunteți singurul pocăit pe care colegii voștri îl văd. m au auziți tineri dragi care sunteți la școală, la liceu, la facultate. Din toată clasa, tu ești singurul pocăit pe care colegii voștri îl, o, o să-l vadă în anii ăștia de școală. Și să nu o sămânță. Și spui, eu nu fac aia, nu fac aia. Dar tu ce faci? Că nu poți să stai ca un pusnic, ca și un călugăr, să nu faci nimic. Eu fac altceva. Eu mă duc și vestesc Evanghelia. Acum am o întrebare. Cum vestești Evanghelia la un flământ? Îi dai drumul la YouTube, nu? Nu. Meri în Aldi și cumperi margarină și parizer. Și faci în -uri. Cum vestești Evanghelia la un bolnav? Știți cum? Comperpansamente pansamente și mergi și îl pansezi. Și în timp ce îl pansezi, și în timp ce îi dai sandwichul la săracul ăla, și în timp ce îl îmbraci pe ăla, îi spui Iisus te iubește. Și el nu o să zică, nu văd iubirea lui! Cu o vede pe tine. Dar să nu uitați, aștia numai după ce ne-am pocăit, au valoare. Altfel, spune apostolul că sunt ca o haină murdară ca o de sânge. Iubiții mei, vă imaginați ce ar însemna de luni în Roma 300 de oameni să facă fapte neprihănite ale Sfinților. Oamenii nu vor rămâne marcați de vorbele noastre. Oamenii vor rămâne marcați de faptele noastre. Cineva au către unul care urla la învon, strigă mai încet, zice că oricum ceea ce faci aude mai tare decât ceea ce spui. Frații de la Miros de ce au mers cu 12.000 de pui anul ăsta la familii care au nevoie. În Vaslui o femeie plângea la poartă, ținea pui în mână, găinile în mână, pui, că erau pui micuți pe care frații o cumpăra să-i crească ei ca să pună și ei mâna și femeia striga la poartă și spunea, domnilor, cine vă trimis la mine? Și oamenii ăștia de la meu zice, rozis Dumnezeu. Păi zice, mie nu mă bătu la poartă nimeni în afară de poștaș 20 de ani. Pentru mine cea mai mare boală e singurătatea. O zi mă bucur și de pui ăștia. Dar ce mai mult mă bucur că mă căutați cineva. Iubiții mei, uitați-vă în jurul vostru. Sunt oameni. Sunt oameni pe care nu-i mai caută nimeni. Sunt tineri care suferă, sunt oameni abuzați, sunt oameni care poate o să vedeți, să tatuaze, și pune aici cercel în nas, dar de fapt ei fac lucrurile astea pentru că strigă după atenție, după dragoste, nu-i înțeles nimeni până n -a ajuns păstor și prezbiter ca să iau mărturisire, am judecat pe o grămadă de oameni și prost am făcut și rău am făcut. Și acum când stau de vorbă cu ei, îmi dau seama că oamenii urlă după dragoste și caută dragostea unde nu trebuie. Și când cauți unde nu trebuie, e numai o înșelare. Și stai de vorbă cu femeie care o divorțat de trei ori. Și o zis, am crezut că mă iubește și eu am zis, dacă nu-L iubește pe Dumnezeu, cum ai crezut că te iubește pe tine? Și o zis, mă lăsa cu trei prunci. Am văzut zile trecute o mamă, nu vă spun unde, în România, cu cinci copii. Soțul nu mai vine la biserică. M-am uitat la ea pe hol și m-am abținut să nu plâng. Și merge cu cinci la biserică. Acum a trei joi m-a așteptat o femeie din județul Hunedoara, i-a murit soțul anul ăsta, la 30 și ceva de ani și au rămas cu 5 copii vădu. Când am văzut-o în sală la noi, mi-o fost rușine de mine că doar o dată am vorbit cu ea sau de două ori de când eu a murit soțul și era frumos să mai sun, deși nu-i membru în biserica noastră, dar e frumos să cauți o văduvă. Mă n cum să le face și noi M-am stat așa lângă, am vol, mai vorbeam cu unul cu altul și mă mai uitam, am zis, mă, poate că pleacă și nu mă așteaptă la final. Că dacă mă așteaptă la final, ce să-i spun? Că n-am avut timp să ce sun, că ar să-mi o obrazul de rușine. Și mă așteptat la final și nu știam cum să mă scuz, cum să încep. Și o să-ți Cristi, te-am așteptat că am ce un plic, zice. Am ce un plic pentru cei care sunt în nevoie. Și de o dată am văzut versetul ăsta în față. Și am zis, mă, cum? O văduvă? Păi soțul ei la 2 metri sub pământ are patru sau cinci copii acasă și ea se gândește la alții? Păi în Roma și în Deva și în Oratea sunt oameni pe care, la care îi doare măsaua și nu mă înjură și blastă mă pentru o de măsaua. Și femeia asta are soțul mormânt și spunea am un plic pentru cineva. De ce? De ce face asta? I-am zis. Și-a zis, frate de Cristi, fac asta ca așa mă învață Biblia. Că viața asta nu e doar pentru noi. Zic, auzi, și vă, duvă, tu ar doar trebuie să fii să ne cer, nu să ne dai. Și o să știu, da, vreau să fac și eu ceva pentru Domnul. Zic, cum sunt copiii? Păi zice, copiii, mă silesc să-i creez lângă Domnul. Aș vrea să fie, să fie mândru soțul meu de mine când o să termin alergarea. Iubiții mei, și acum mă adresez voi celor care v-ați botezat și v-ați pocăit și care vă bateți cu pământul pe că vorbiți în alte limbi. Nu rămâneți doar la asta. Că dacă vorbești în alte limbi la unul care moare de foame, nu-l ajută prea mult. Faptele de ale Sfinților. Auziți? Matei 25 cu 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost, am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost unde? În temniță. Eram într-un aeroport din Europa, zis, acum vreo trei săptămâni, și mă sună păstorul fratele era în un Cornel de la biserică. Bucuros la maxim. Frate Cornel, dar ce să așa bucuros? Că de așa bucurie n-am mai văzut de mult. Păi zice, nu știi cazul a fost de la noi cei din temniță. În România există un program, se numește O zi cu tată. Adică o dată pe lună, și care sunt un pic mai cuminți, li se dă voie să iasă afară și să mănânci o pizza cu familie. Bineînțeles că merg câțiva pastori, slujitori, altcineva care cumpără un suc, câțiva gardieni. Și au zis, au zis, dată, tu n auzit ce caz la noi la biserică? Eu și am cum să fie, dar n-am știut cum să fie așa frumos, știi? Și deci a fost la noi la biserică astăzi, o oră jumate am avut program și apoi am dus în spate la sarmale. O zis să vezi cum mâncau sarmale. O zis, să vezi când o trebuie să se despartă copilul și fata de tată. Să vezi plânsete. O zi scriști bucuros. Că am putut să facem ceva din Matei 25. Deci nu stau botezat pe scaun și mănânc semințe. Nu stau bucuros că sunt îmbrăcat în alb și smântuit. Ci mă duc în jurul meu și mă uită. Sute de mii de soldați ucrainieni și ruși au murit până acum pe front. Și cei mai mulți dintre ei au murit nemântuiți. Și poți să zici, devină Putin, devină Zelenski. Da? Eu ce-am făcut pentru ei? În fiecare secundă pe glob mor doi oameni și pe mine mă frământă. Ce-am făcut pentru oamenii ăștia? La farmacie, când stau la coadă în fața mea, sunt niște oameni care așteaptă un medicament. Și uneori nu știu cum să mă bag în vorbă, cum să le spun măcar un cuvânt, mă, un gest. Că mărți spre iad. Și Dumnezeu în seara asta spune, îmbracă și haina asta albă. Haina asta de instupțire. Fă faptele astea. Și în ultimul rând, ultima haină pe care o amintesc, haina dragostei. Colosen 3 cu 14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu, cu dragoste. Și acum, eu și eu m-am întrebat ca și voi, da, Doamne, dar nu sunt suficiente trei ani. Mă, cum mai dai şi patra, parcă aş fi în Antarctica. Nu sunt suficiente trei. Și au zis, Doamne, nu. Și am o întrebare pentru voi. Ați văzut oameni care bine, vă fac cu bine și apoi vă scot ochii? Eu am pățit. După 20 de ani, îți spune, Aș că dacă nu eram eu în Italia, tu erai în vaișul de capul astăzi. Dacă nu umblam eu cu cine pe la dacă nu te băgam eu la locru, Și atunci vine Pavel și ne spune, nu-i suficient să aveți haina de insubțire. Nu-i suficient să faceți fapte bune, trebuie să mai faceți ceva. Să uitați ca să cu fapte bune. Cum? Să uitați ca să cu fapte bune, amin? Omul rău nu uită. Odată pe an te ajută. Omul bun te ajută în fiecare zi și nu spune odată. Ăla rău te ajută odată pan pe an și toată viața să amintești. Și pentru aia au zis, Pavel, acum luați pe voi dragostea, că dragostea nu scoate ochii. Dragostea nu spune la nevastă. Și mai încecă, dacă nu aduceam eu bani în casă. Și nici nevastă la soț. Vezi că pruncea și eu am crescut. Că dacă era după tine, erau pe căieri. La pușcărie erau. Dragostea nu face asta. Dragoste unii ori doare, unii ori plânge, unii ori lăcrimează, dar știe să tacă. Fratele păstora nostru, Răducanul Cornel, are o poezie care atât o să anunț, eu nu o strofă, vă spun din ea, de vrei iubirea să o cunoști, paharul ei să dea peste măsură, când ai greșit să recunoști, când ai dreptate, tași din gură. Mă chină și eu copii acasă să învețe să vorbească, mai ales băieții la noi, tare greu vorbesc tare greu își dau drumul. Și m-am gândit că până la 3-4 ani începe, încercăm să vorbim. Învățăm să vorbim. Și ne trebuie 60 de ani să învățăm să tăcem. Doamne, când am făcut noi aștia? Dar ce, ați uitat? Eu vreau să vă întreb, mai știți ce ați mâncat acum două săptămâni? Nu știi, dar de ce nu știi? Că mâncem fiecare zi. Știi când îți amintești o faptă bună? Când o faci rar, atunci o amintești. Când o facem fiecare zi, o mai amintești. Iubiții mei, în seara asta, Dumnezeu a pus niște omerași aici cu haine pentru toți cei prezenți. Nu doar pentru prieteni, nu doar pentru ea pocăiți de 40 de ani. Fiecăruia dintre noi ne-a dat un numeraș să ne alegem o haină. Ai haină asta, dragoste. Mi-a zis Domnul la Târgu și acum a doi ani jumate, în perioada de în față o să fii bajocorit păstă cum n-ai fost bajocor niciodată și o să se scoate zvonuri și toate prostiile. Și așteptam să zică prorocul, caută-ți avocați. Pune-ți bani deoparte să câștigi procesele. și au zis prorocul, ți o zis Domnul să te rogi pentru oameni ăia să iubești, să ierți și nu cumva să prinzi ranchiună pe unul, că dacă prinzi ranchiună pe unul, zia iau un Așa de ușor e să iubești când ești iubit. Dar nu e ușor să iubești când ești bejocorit. Mă apropii de încheiere în seara asta, spunându-vă că atunci când străbunica mea s a pocăit, anii 70, între 70 și 80, bineînțeles că la străbunică mea nu i-au convenit. Că la un om care trăiește cum îi place diavolului, nu suportă să aibă pe cineva care trăiește cum îi place Domnului. Și străbunica mea merea în fiecare sâmbătă seara și sub fân în șură să-și băga hainele de duminică. Să nu le vadă moșul. Duminică dimineața, după ce terminau cu animalele, ea merea pe furiș în șură să îmbrăca cu ele și o lua păstădial la biserică. Acum nu știu cum e la voi la biserică, o să vedem mâine la 12, mare bucurie în multe biserici tare mare bucurie. Bunica mea străbunică mea era tristă când să făcea 12. Că știa ce avea acasă. Când ajungea acasă, străbunicul meu lua un par, avea un par pentru ea și o bătea. Acum, dacă și cineva te bate odată, poate îngheți. Dacă când o încasezi în fiecare duminică, și îi spunea, îi spunea străbunică mea, tu crezi că eu nu știu unde a fost? Mă faci de râs. Când termina bătaia străbunică mea, zicea, au acum că ai terminat, hai să mâncăm o leve așa împreună, leve și să spune la supă de în Bihor. Și mereau o mea și-a luat furculița și o punea acolo lângă farfurie și cuțitul și lingura. Și asta nu a fost odată și nici de două ori, a fost câțiva ani. Și la nemer Nicola, care o bătea, străbunică mea călca cămașa, făcea mâncare, îl spăla, îl ierta. Știi ce s-a întâmplat după câțiva ani? O zi străbunică mea, nu mai ați ascunde hainele în șură. Dar de unde știi, zice? Dar tu ce crezi că n-au știut unde ți le ascuns? Și s-o sperea străbunică mea. O zis, bă, dacă și acum unde mă mai schimb? O zis, nu le mai ascunde în șură. Du-te și calcăm și mie cămașa. calcăm și mie că mașa că vreau să mă duc la biserică. Unde, unde, merg tu? Dar de ce vrei să vii? Că tu mă bazi că mă duci acum, vii cu mine? Păi zice, din două motive. Din două motive. Dacă Dumnezeu ăla era mort, tu n-ai fi la bătaie pentru atâta timp, nu? Și doi, tu ai ceva ce eu nu am. Eu am distracția lumii, am păcatele, am poftele, am tot ce vreau. Dar tu ai ceva ce eu nu am. Tu ai dragoste. Iubiții mei, eu în seara asta pot să vă dau un șervețel dacă am șervețel, dar n-am cum să vă dau dacă nu am. O muri străbunică mea până 90, 91, cam așa, aveam 4-5 ani. Până 96-97 o muri de el. Am fost cu el în ultimele săptămâni din viață. Că eram la bunici și el era în grijire la bunicii mei. Meream uneori în cameră, că aveam numai 10 ani. Meream așa la el în cameră și mă uitam. Îl căsam pe genunchi. Plângea. Nepoate, poate. Am putut o sfântă. Știu că Domnul mă ierta, că am plâns mult și mai plâng. Dar vă zice, bă, dar cum am putut să fac asta, mă? Făcea sarmale și eu luam parul. <sus> Îmi spăla hainele, dar nu la mașină de la asta cum aveți voi, merea la râu și spăla hainele. Și eu băteam. Bă, bă dar cum am fost așa, mă? Și zic, străbunicule, ai fost. De acum nu mai ești. Toate lucrurile s-au făcut noi. Iubiții mei, n-am venit să vă impresionez în seara asta. I-am cerut voie la Sami să nu iau avion la șase dimineața, că de 15 ani mă la trei noaptea. Și simt că mă distrug. Am venit în seara asta să vă spun că sunt aici oameni care cred că sunt îmbrăcați, dar nu sunt îmbrăcați. Am venit în seara asta să spun că cel mai important eveniment al vieții tale e moartea. Și dacă ar merge Duhul și Sufletul în pământ, am putea face ce vrem. Numai că la moarte se întâmplă o separare, trupul merge în putrefacții, Sufletul și Duhul, adică sentimentele, caracterul, personalitatea, rațiunea ta merg la Dumnezeu. Și în seara asta Pavel a zis așa, oricine vrea să fie îmbrăcat cu trupuri de slavă, dar nu oricine va fi îmbrăcat cu trupuri de slavă. Vrei să porți hainele cerului când mori? Începe să le porți de astăzi. Dintr-o zi de toamnă frumoasă, de octombrie. Așa de bine ți-ar sta în Roma, îmbrăcat în alb. Așa de bine ți-ar sta în familie, deschizând Biblia și chemându-ți copiii și soția la rugăciune. Așa de bine ți-ar sta ca și băiat de 14-15 ani la școală. Un alt fel de tânăr. Nu cu valul. Diferit. Printre cei puțini, printre cei aleși. Amin? Hai să ne ridicăm în picioare. Vreau să încheie seara aceasta. Vreau să vină grupul aici în față să cântăm o cântare. Și dacă este cineva care încă nu are haină mântuirii. Pentru celelalte trei haine ne rugăm toți din bancă. Dar sunt aici persoane care în seara aceasta au conștientizat prieteni, tineri, veniți de la distanță, de aproape, că n-au haină mântuirii. O să vă rog în timpul cântării, dacă vreți, să ne rugăm pentru voi să veniți aici în față. Aveam 14 ani când eram pe ultima bancă la o biserică din Arad. La 14 ani am auzit că Dumnezeu mă cheamă și am venit în față. Botezul l-am făcut la 17 ani de -a predarea mea au fost la 14 ani. Nu ești prea mic ca să vii de astăzi la Dumnezeu. Nu știu de câți ani te de Dumnezeu. Dar în seara asta se mai împart haine. Poate, poate o să zici că Porsche, S, ml, XS, XL există pentru orice mărime și în stoc nelimitat. Hai să cântăm împreună și dacă vrei să ne rugăm pentru tine și vrei să te pocăiești în seara asta și vrei să începi o viață nouă cu Dumnezeu, te aștept să vii. Eu am întârziat, Dumnezeu nu a întârziat. Eu mă grăbesc să plec, că Dumnezeu rămâne și vrea să vină cu tine acasă și să vină cu tine în familie. Cântăm împreună.